Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viața în Armonie. Iată că a revenit după ceva timp, n-aș putea să spun exact, dar trebuie să fie poate că înainte de pandemie, dacă mi-aduc bine aminte, să fie 2 ani sau peste 2 ani de când nu ne-am mai văzut în emisiune cu prietena mea Ioana de la Caracal. Bună ziua, Ioana! Bună ziua, Gina! Bine v-am regăsit! În sfârșit ne-am reîntâlnit. Bine ne-am reîntâlnit așa, că vroiam să vii la Piatra Neamț, dar, sincer, cred că ar fi bine să povestești intenția ta și că a fost foarte bună intenția ta, dar să povestești de ce n-ai venit tu la Piatra Neamț. Chiar te rog. Înainte de toate îți mulțumesc pentru invitația făcută. Știu că în ultimii ani m-ai tot invitat și eu zic toate până la timpul lor. Îți mulțumesc, mulțumesc și telespectatorilor. Intenția a fost de a veni, dar mi-am dat seama că s-au întâmplat anumite lucruri, pentru că mașina mea nu a mai funcționat perfect, da, ca să ajung până acolo, și am căutat să vin cu transport public, cu un tren sau cu o autocare. Deci, în final, între pauzele care erau, am spus de dimineață și până seara, să faci o călătorie de la, din Olt până în Piatra Neamț, m-a făcut să aleg această opțiune momentan. Era aventura vieții tale, nu? Momentan, dar deci voi reveni la Piatra Neam să ne îmbrățișăm și fizic. Cu mare drag te aștept, cu mare drag te aștept. Tu știi foarte bine că ești oricând binevenită la Piatra Neam și oricine este binevenit aici, mai cu seamă în emisiunea mea, te îmbrățișez așa, virtual. Așa. Dragă Ioana, nu știu telespectatorii ce ai făcut tu în ultima perioadă și slavă Domnului că ai făcut multe. Și am să te rog, pentru că ești un om atât de frumos și cu un suflet atât de cald și de luminos, să ne povestești și nouă, prin intermediul acestei emisiuni, ce noutăți ai, ce ai făcut în ultimii 2 ani, cum te-ai dezvoltat și ce noutăți ai pentru noi toți ceilalți. Mulțumesc! Sunt atâtea lucruri de povestit, cred că ne-ar trebui câteva zile să stăm de vorbă să povestesc, dar o să mă rezum la esențial. Deci, în afară de ceea ce tu știi, agricultură bio, da, pe care am dezvoltat-o mai departe, bineînțeles, pentru noi și pentru cei dragi, și asta de fapt mă rezumat despre. Ce să fac? M-am dezvoltat mai mult, am continuat să studiez, m-am dezvoltat și, de fapt, am și certificat ca și consilier de dezvoltare personală, spirituală și comunitare. Asta pentru că se cer anumite hârtii la noi, așa, dar nu sunt necesare, pentru că toată cunoașterea o primim de la Dumnezeu. În afară de asta, am câteva cărți scrise, una va veni pe piață, scuze, pe piață acum, în maxim o lună de zile. Deci este o carte foarte bună despre intenția noastră, despre puterea minții. Știi că în 2019, când ne-am întâlnit, vorbeam despre ghidul autovindecării, care era pentru lansare în România, încă nu era gata. A fost lansat și cu pandemia, care a fost la mijloc de 2 ani de zile, nu am mai ajuns să, de fapt, să o lansez la tine, pentru că asta era intenția. Dar a fost lansat și merge foarte bine. Nu-i nimic, promitem că o lansez pe asta care vine acum, peste o lună. Și vii la mine. La asta mă gândeam, pentru că atunci am să vin cu ambele, de aceea nu ți-am trimis nici prin curier o carte, pentru că îmi place să o dau cu semnătură cu toții direct, să simți, aș putea să-ți oară dacă nu te deranjează. Te rog chiar. Este o carte și aș putea să spun că ar fi unică, de ce, pe piața în România. Pentru că cuprinde absolut tot, deci cuprinde în ea minte, corp și suflet. Cuprindem ea ceea ce avem nevoie să cunoaștem despre noi înșine, să ne putem să și vindeca singur, să spunem, dar vindecarea începe de la minte, să cunoaștem corpul nostru de energie, emoțiile noastre și să punem în practică
pentru binele nostru ca suflet și binele nostru suprem, să spunem, binele nostru minte, corp și suflet. Cam asta ar conține. În afară de asta, mai scot și alte caiete de lucru, să spun așa, pe care majoritatea sunt date gratuit celor care au venit la întâlnirile mele, la programele pe care eu le fac, la webinaruri. Am scos un jurnal al sufletului, care a fost ca o ediție limitată, am să ți-l arăt și pe acesta. Ce frumos! Foarte frumos! În acest jurnal avem un mesaj pentru fiecare lună, da, ca să ne cunoaștem. Fiecare lună are mesajul ei spiritual. Da? Să faci cumva să ajungă și la mine. Va ajunge. Pentru până nu trece 22-ul. Îl am așa. Deci acesta vine în formă de caiet, da? La final are câteva file unde fiecare își spune la finalul anului cum a parcurs această călătorie a sufletului, că de fapt este o călătorie a sufletului, întregul an, vine și în formă de calendar pentru birou și calendar pentru perete. Cam astea sunt așa în rezumat cam tot ce am făcut. Altfel sunt mai multe, dar... Asta ce ai făcut fizic, vis-a-vis de cărți și de lucrurile pe care tu le-ai transformat în parte materială. Dar spune-mi ce ai mai făcut pentru evoluția ta spirituală, pentru că noi fiind într-o legătură și într-o conexiune permanentă, am observat, pe lângă faptul că mi-ai spus anumite lucruri despre ceea ce faci tu, mereu pui și pe rețelele de socializare îți exprimi anumite idei pe care arată felul în care tu evoluezi și îi ajuți și pe semenii noștri să evolueze. Da, pe cale de evoluție spirituală, de fapt, suntem, așa cum se spune, este o cale. Chiar am o pagină care se numește Calea către Suflet, este o cale. Și atunci fiecare are calea lui, nu există calea mea sau calea ta, o singură cale. Și fiecare are calea lui și atunci avem nevoie să ne dezvoltăm continuu. Pentru că dacă rămânem doar la ceea ce am citit, la faptul că sunt atâtea cărți despre dezvoltare personală și spirituală și rămânem doar la teorie, nu facem nimic, ci trebuie să punem neapărat în practică. Și când se spune trebuie, că zice că ar fi necesar să se scoată acest cuvânt din dicționariu, spune atunci când trebuie înseamnă că e obligatoriu să punem în practică. Nu ceea ce eu spun sau ceea ce fac eu, ci să pun în practică, să văd ce se întâmplă. Pun foarte multe citate sau câteva rândulețe acolo, când le pun și le scriu pe Facebook, dar sunt, de fapt, din experiențele mele, din ceea ce eu trăiesc. Și am constatat și am ajuns să trăiesc acele lucruri despre care se spune că ceea ce gândim, atragem. Ceea ce vorbim, atragem. Ceea ce vorbim se manifestă, se transformă în... E clar. Aici avem o... Hai să zic o problemuță, dacă vrei, între ghilimele problemuță. În momentul în care noi suntem tot timpul în vria asta a zilelor, a ce se întâmplă în viața noastră, de zi cu zi, nu prea mai avem grijă să ne controlăm gândurile, hai că zic așa, gândurile le corectăm noi cumva, mai spun un stop, mai bag o floare, dar când e vorba de vorbit, atunci am senzația că scăpăm frâiele și nu ne mai putem controla. Și la un moment dat vorbeam cu cineva și spuneam, glumea, și am primit această informație, atenție, universul nu știe de glumă. Care-i părerea ta vis-a-vis de lucrul ăsta? Ar însemna chiar să nu mai putem glumi, să nu mai, nu știu, hai să-ți dau un exemplu, să nu mai spui un banc? Avem nevoie să fim foarte atenți la ceea ce spunem și în glumă, pentru că așa este. Universul nu știe de glumă, știe doar ce noi gândim, simțim și pronunțăm, da? Puterea cuvântului.
Pentru că, în primul rând, totul este mentalism. Dumnezeu, când a creat lumea, a gândit. E ideea, da? Dar ideea rămâne la idee. După aceea, ce spune Biblie? Pentru că luăm, dacă luăm să înțelegem Biblia, acum puțin câte puțin, pentru că e întortocheată puțin sau puțin mai mult, nu prea o înțelegem, vom înțelege că după ce a gândit ca idee, a spus să se facă lumină și s-a făcut lumină. Deci nu cred că a glumit în momentul acela, pentru că s-a făcut lumină, așa cum spune Biblia, da? Da. Și atunci, mare atenție la ceea ce gândim, ceea ce simțim și ceea ce punem. Pentru că dacă eu gândesc una, simt alta și spun alta, nu se întâmplă mare lucru decât un haos în viața noastră. Deci nu e mare lucru. Dar dacă eu am armonia aceasta între minte, între ceea ce simt, emoție și cuvânt, atunci toate merg în armonie, exact cum este și numele de la emisiunea ta. Viața în armonie. Pentru că de aici vin toate, în armonie. Să-ți dau un exemplu, dacă vrei. Te rog. De exemplu, ca să vezi cum se manifestă un lucru. Eu gândesc așa, ajung la tine, da, cu avion, să spunem așa. Am luat un avion, zbor din America către tine ca să ajung acolo. În aeroport îmi las, aștept bagajele. Da? Deci am ajuns în aeroport și spun, acum îmi lipsesc bagajele ca să ajung mai repede la Gina. Și ce se întâmplă în acel moment? Și sunt cazuri practice, deci nu e teorie. Bagajele nu mai ajung la destinație. Se creează un haos total în aeroport. Se înțelege ideea? Da, de ce? S-au pierdut bagajele, pentru că eu am gândit și am și pronunțat în același timp. Acum mai lipsește, deci pot să spun altfel, mai lipsește să-mi iau bagajele și uite, vezi așa ceva mă nevinovat. Da? Să-mi iau bagajele ca să ajung și eu, să mă pot odihni. Ce chestii? Ce, de acolo până, de la spune un lucru până la pierde bagajele? Deci nu se pierd bagajele. De fapt, se creează un haos pentru că eu l-am creat, dar eu pot să remediez lucrurile acestea. De ce? Pentru că eu am dat un ordin. Deci tot ceea ce spunem este un ordin pe care noi îl dăm Universului. Cu fiecare cuvânt, cu fiecare gând, că prima dată se creează gândul, da? Deci gândul ca și idee. Eu am creat mental gândul, ideea, îl simt și îl dau mai departe. De aceea, știi ce se întâmplă? De ce? Că asta vroiam să dezbatem puțin, dar te las pe tine să mai pui întrebări. De ce lumea este într-un haos total? Păi... De ce se întâmplă aceste lucruri? Este, mă rog, face parte din întrebarea pe care ți-am adresat-o puțin mai devreme. Corect. Atâta timp cât noi nu ne concentrăm și nu suntem în actualitate, adică să trăim acum și aici, să fim conectați cu prezentul, nu să mă duc în piață și să mă gândesc la bunica care avea cartofi și, mă rog, mă duc la magazin și mi-e capul, vai de mine ce-o face mama. Dau exemple. Deci nu suntem acolo în momentul acela. De aici, de la deconectarea cu prezentul, se întâmplă lucrurile astea, deconectarea minții, la asta mă refer, că nu te deconectezi altfel. Iar ceea ce spui tu acum, îmi demonstrez pentru a nu știu câta oară că așa este, că tot ceea ce vorbești, tot ceea ce spui, tot ceea ce gândești, se materializează. Dar Doamne ferește, Ioana, să se materializeze tot ceea ce gândim. Doamne ferește! Pentru că atâta nebunie este în mintea omului și vorba ta, atâta haos, încât să ferească Dumnezeu să se poată să se întâmple o chestie de genul ăsta, cum ai spus tu, creând haosul efectiv prin ceea ce gândești. Te rog! Corect. Acum câteva zile în urmă am conștientizat ceva. Dacă ai observat că în lume
Se tot vorbește că nu mai e de lucru, că oamenii sunt sărași, că o să fie din ce în ce mai multă sărăcie, toate sunt scumpe și așa mai departe, da? Deci nu există a nu avea de lucru. Să vezi ce se întâmplă. Acum pot să mă corectez dacă greșesc, dar asta mi-a venit mie ca și conștientizare într-un moment dat. Cu mulți ani în urmă, oamenii au început să nu mai lucreze, da? Eu vorbesc că noi avem nevoie de oameni, În România. deși, da, vorbesc în România și asta se extinde, pentru că e o energie colectivă în lume și atunci în universitate. Nu vroiau să lucreze, deci li s-au dat, nu vorbesc de ajutoarele sociale pentru că n-am niciun drept să vorbesc despre oameni, nu știu situațiile oamenilor care sunt, la fiecare om are problema lui. Dar nu vreau să lucreze, mergi să cauți pe cineva să-i dai să mănânce, da? Adică să-l plătești, mă schimb unor servicii și spune n-am timp sau vin, da, vin, mai bine. Și asta s-a întâmplat la nivel general colectiv, ca energie vorbind, cu mulți ani în urmă. Ce se întâmplă în acest moment? Oamenii vor să lucreze, dar nu mai au de lucru. De ce? Pentru că atunci când nu au vrut să lucreze, au avut de lucru, au transmis mental, pentru că nu e vorba de o singură persoană, ea își creează viața ei singură, dar e vorba de energia colectivă. Și în momentul când toată energia asta colectivă s-a unit, nu mai vrem să muncim. Ce s-a întâmplat după o perioadă? Acum ce se întâmplă? Se tot vorbește că nu sunt locuri de muncă. Ba sunt. Sunt. Sunt Da. locuri de muncă. Dar locuri sunt de muncă, în schimb, Nu mai vor oamenii să muncească. Tu nu mai. locuiești, ai și tu o căsuța ta la țară. Ai și Da. tu acolo ceva, o bucățică de pământ. Spune-mi tu mie, te rog frumos, îți găsești oameni care să vină să muncească? Nu. Nu, pentru de ce? Pentru că s-au obișnuit să stea așa și să le vină banii de pe alocația copiilor, de pe fonduri sociale, de pomană sau mai trimit copiii la cerșit, că vorbesc despre oamenii care nu au efectiv de muncă și nici măcar cu ziua nu se duc. Eu nu judec pe nimeni și nici nu mă interesează lucrul acesta. Dar atâta timp cât, părerea mea, asta este doar părerea mea, atâta timp cât societatea nu-ți asigură o educație privind acest lucru, educația muncii, în primul rând, va fi zero barat. Mi-aduc aminte pe vremea mea și vă spun cu responsabilitate ceea ce spun, erau școli profesionale, erau școli care pregăteau meserii, meseriași și ieșeau oameni care munceau de la orice nivel în sus. Te rog. Ai dreptate și așa este. Pentru că, de fapt, nu mai este. S-a creat, continuu vorbesc de energia asta colectivă, de fapt, sunt și individual. Sunt oameni care nu vor. E necesară o resetare mentală, o transformare totală a ființei umane ca să poată să evolueze, pentru că nu se vrea. Deci nu se vrea și așa au rămas. Tu știi că dacă repetăm ceva continuu, deci acel ceva devine realitate, dacă tot repetăm, că se spune de mantre, de afirmații, repetă și repetă și repetă. Asta se întâmplă și cu ceea ce omul gândește. Dacă tot repetă, nu vreau să fac asta, nu vreau să fac cealaltă, nu vreau să fac cealaltă, deja a devenit o realitate. Și atunci încotro ne îndreptăm ca umanitate, dacă nu ne transformăm. În altă ordine de idei, internetul este plin de informații. Da? Stă în puterea noastră să luăm informația și să o punem în practică, așa cum spuneam mai devreme. Dar tu ai observat că și tu ai, deci, nu știu câți ani ai, 21 de ani ai spus de când e făcută televiziunea, dar de când aduci invitați, deci oameni de seamă care dau și dau continuă informație, asta ar însemna ca lumea de fapt să fie trezită total. Ce se întâmplă? Oamenii ia puțin de aici și atât. Dacă eu pun un mesaj sau invit la un program de transformare, tu ai văzut.
Se uită, poate să uite 5, 700, 1000 de persoane, dar poate să se prezinte unul sau doi sau niciunul. Și atunci, unde e alegerea? Deci la cine stă puterea? La mine sau la tine? Adică la tine ca ființă, nu la tine gena. Eu am impresia că e și vorba aceea care o spun mulți, nu vor oamenii să iese din confortul lor. Prefer să steau acolo, să lincezesc acolo, să nu-mi pun mintea la contribuție, să nu mă pun pe mine la treabă. Lasă că merge și așa, vorba română, lasă că merge și așa. Și? Da, așa este. Ai dreptate, pentru că nu vor. Nu se vrea. Da. Mergem puțin pe latura asta practică, pentru că tu spui multe lucruri și în ceea ce faci tu, în cursurile care le ții online. E greu să determini omul să vină, să stea. Nu știu, din punctul meu de vedere, s-ar putea să fie și aceste cursuri online de multe ori ca timp să depășească limita răbdării unui om. Poate unul are răbdare. Eu spun sincer, n-am răbdare să stau. Și tu știi lucrul ăsta, că m-ai invitat de multe ori. Eu nu am răbdare să stau. Și nu că îmi repet lucrul ăsta, asta este o stare de fapt a mea. N-am răbdare. Ai văzut și înainte de a începe emisiunea cam care este starea mea. Eu sunt așa. Vai, am o prietenă care îmi spune că. Mi-aduc aminte cuvântul că e specific ei. Bun, deci din punctul meu de vedere, sunt anumite momente în care zic eu că aceste cursuri depășesc un pic ca termen, ca limită de timp. Poate ar trebui făcute pe o perioadă de timp mai scurt și mai des, adică în fiecare zi câte puțin decât o zi întreagă să ține de la 10 până la 6 seara. Mi se pare foarte mult. Asta e părerea mea, fiecare face cum vrea. Dar lucruri practice. Deci, ce ne poți tu învăța, dezvălui, mă rog, să ne dai niște idei, așa să punem în practică toate lucrurile. Tu știi că eu sunt un om practic și mereu am cerut lucrul ăsta. Spuneți oamenilor care nu pot să ajungă la cursuri, dați-le idei cum să practice anumite lucruri pe care le știi în viața ta și le dai mai departe. Draga mea, ai dreptate că sunt cursuri care țin ore și e adevărat nici că nu mi-am plictisesc. Ce clar, îți spun. Năvalnică. Ăsta, iartă-mă, ăsta era cuvântul care îmi spunea cum sunt eu, năvalnică. În schimb, transformarea poate să dureze pe timp nelimitat sau să fie acum și aici. Deci primul lucru de pus în practică este ca eu să conștientizez că am nevoie de o schimbare, transformare și atunci să mă întreb ce anume mă împiedică să fac această transformare. Da? Tot timpul vin și am să dau și câteva exemple practice și sper ca telespectatorii să le pună în practică cu adevărat. Dar spun, toți venim și dăm sfaturi și spunem, uite, fă asta, cum să fac, cum să fac, cum să fac. Dar dacă eu îmi pun altfel întrebarea, ce mă împiedică să fac ceea ce celălalt mi-a spus, atunci ce fac? De ce nu fac acest lucru? Pentru că dacă eu cred în ceva, eu creez, sunt co-creatorul vieții mele. Perfect. Tot merge pe partea spirituală. Sunt cursuri care țin și de buzunar, sunt cursuri care înțelegi la ce mă refer și atunci nu intru în detalii aici pentru că nu are rost, fiecare știi cum e. Pune prețul pe care consideră că este potrivit Fiecare pentru el. să facă ce crede. Atunci. Am să stau teoretic, spun, dar practic să pui tu în practică și o să-mi spui cum se manifestă în viața ta. Deci, în primul rând, cum vorbeam, că eu sunt cu mintea, deci la mine mintea și emoția sunt cele pe care eu le studiez în profunzime. Închidem ochii, da? Închid ochii și dacă nu pot să vizualizez, adică să văd ceea ce eu vreau să manifest în viața mea, îl simt.
îl aud, în funcție de ce gen sunt, că pot să fiu vizual, auditiv, kinestezic și așa mai departe, da? În funcție de. Vreau ceva, de exemplu, tu vrei... Dăm un exemplu, ce vrei tu neapărat? Să vreau? Da. Ce, să vreau ceva. Eu? Ca să se îndeplinească, da. Să fie pace în România. Deci ca să vezi pace să îndeplinească nu în România, ci în toată lumea, pentru că peste tot suntem creați, suntem la fel unul și celălalt, da? Deci tu poți să transformi asta, dar singură nu prea poți. Pentru că ai nevoie de 10%, un 1%, să spunem așa. Deci tu poți să transformi viețile a 100 de persoane. Tu singură îți imaginezi, ai închis ochii și privești toată pacea și armonia așa cum crezi tu, cum vrei să ți-o vizualizezi, dar important e să o simți și să mulțumești, să o simți. Ăsta e secretul, de fapt. Deci a simți nu a cere pace. Pentru că în momentul când tu ceri ceva, e ca și când tu transmiți universului că îți lipsește acel ceva. Și aici sunt secretele pe care, secretele, că acum nu mai sunt secrete, sunt, să le spunem, codurile acestea pe care oamenii nu le mai pun în practică, codurile magiei, da? Tot despre asta sunt niște cheițe sau cheile spre abundență, spre prosperitate, spre fericire, spre pace. Imaginează-ți tu că ne întâlnim noi 10 persoane în același loc, privim acea stare în România, da? Acea stare pe care noi vrem, stare de pace, și auzim, o și vizualizăm, o și simțim. Auzim când se spune că totul este bine, este perfect și în armonie. Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă. Dacă da. Nu, întreabă-mă. Ioana, atâta timp cât toată media, toate televiziunile arată și iar arată la fiecare oră de știri tot ce este mai, ce se întâmplă mai cumplit în lume, în general vorbesc, nu mă refer doar la război sau doar la pandemie sau doar la, nu vorbesc doar de asta, de orice, de accidente, de deschis televizorul dimineață, vreau să mă uit și eu la știri. Și să văd și eu cum e vremea și văd că s-a întâmplat accidentul cu tare loc, cu nu știu cât morți, cu... Doamne, mi-am început ziua grozav. Păi, în momentul în care ți imprimă televiziunea în creier, în fiecare zi, în fiecare oră la știri, în fiecare moment în care dai pe orice canal, indiferent că la noi mai multe televiziuni de știri sunt decât altfel, cum Dumnezeu să te gândești la pace? Și să ai pace în sufletul tău când tu vezi toate lucrurile astea și te agită într-o așa fel, exact cum spuneai tu, la un moment dat este un haos total în mintea noastră, în sufletul nostru, în viața noastră, și atunci spun stop. Dar câți fac lucrul ăsta? Nu mai dau drumul la televizor decât la emisiunile distractive, la lucruri frumoase, de muzică, concursuri muzicale, de talente, de glume. Da, mă uit acolo. Câți fac lucrul ăsta? Nu, stau și se hrănesc parcă cu energia aia negativă care, eu nu știu, dacă există un CNA pe lumea asta, ar trebui să facă în așa fel încât să mai taie din lucrurile astea. Este prea mult. Pentru omenire este prea mult. Asta e părerea mea. Ai dreptate. De fapt, nu este niciun interes ca să transmită emisiuni de creștere spirituală, emoțională, de creștere, de dezvoltare personală. Nu există interesul. Pentru că aici trăim niște momente de transformare și schimbare. Vrem, nu vrem, nu avem decât să ne transformăm. Ori o luăm, exact cum spui, luăm totul mod a mod ce spune la televizor, fără să probăm ceva, fără să vedem noi cu ochii noștri doar ce ne transmit ei, ori dacă nu, o luăm pe calea de lumină, pentru că nu există altă alegere. Sunt două drumuri pe care o luăm. Închidem televizorul, îl scoatem din priză, îl aruncăm pe fereastră, facem ce vrem cu el și am terminat, sau îl ținem acolo ca bibelou ca să ștergem praful de pe el. Sau punem pe el, dacă avem totuși, plătim un internet și are internet televizorul nostru, punem pe YouTube, că sunt atâtea materiale de spiritualitate, de dezvoltare personală, avem opțiunea de a alege. Deci opțiunea noastră, puterea noastră de a alege înseamnă puterea de a crea. Asta e primul pas.
Ăsta e primul pas, ca eu să aleg. Deci cine te ține pe tine în fața televizorului? Nu stai tu singur, că tu stai acolo. Tu ai telecomanda în mână. Poți să schimbi orice canal vrei tu. Nu la știri. Pentru că televizorul meu, decât mai șterg praful pe el, sau pun când fac sport sau meditez, pun pe YouTube muzică de meditație, da? Ca să nu mai pun pe telefon. În rest, ce să facem cu el? Nimic. Deci totul depinde de noi. Puterea stă în noi. Aici este puterea de schimbare. Magia asta de care tot vorbim. Pasul 1 este alegerea. Alegere. Pasul 2? Practica. Bun. Deci am ales, acum pun în practică, adică ceea ce rezonează cu mine, da? Sunt oameni care vin către mine, sunt oameni care vin către, sunt atâția oameni de lumină care sunt ghizii noștri, nu că ne ghidează ei să mergem ca orbi după ei, ci ne arată o altă cale, pentru că asta este, cum ești tu un om de lumină, deci de la tine pornesc scântei în toate părțile lumii. Deci în toate colțurile lumii și poate să învețe. Deci alegem. Deci am ales schimbarea și căutăm. Dar nu căutăm continuu să luăm informație și de la ala, și de la ala, și de la celălalt, și de la celălalt și să spun, eu știu. Da. Deci vine către mine informația și atunci o pun în practică. Aseară, înainte de a dormi, că așa vorbesc, în fiecare noapte eu vorbesc cu Doamne, Doamne, da? Cu toți îngerii și așa mai departe, cu toți cei care ne susțin în lumină. Și am lăsat ca și intenție, pentru că asta e intenția, să ne punem intenția. Când dau un subiect, eu n-am avut un subiect să vin sau cu ceva scris pe hârtie, dar rezumat pot să pun. Și când am deschis dimineață mail-ul, a fost primul pe care l-am deschis, mi-a apărut. Pune cerul la muncă. Exact așa mi-a spus. Perfect. Dar tu știi că eu nu fac emisiuni cu hârtie în față. Deci toate vin din inspirație și nu neapărat de la mine, ci inspirația vine de la cei cu care eu fac emisiunile. Voi invitați, voi vorbiți, voi știți mai bine ce anume aveți de spus. La un moment dat, cineva într-o emisiune trecută cu profesorul cu care am discutat subiectul despre încălzirea globală a comentat la emisiunea respectivă și îmi spunea că eu dețin monopolul emisiunii, dar ar trebui să las omul să vorbească și să nu mai vorbesc eu, să nu mai pun întrebări prostești sau ceva de genul acesta. Am rămas stupefiată pentru că întrebările respective mi le-a dat domnul profesor. Eu nefiind atât de în domeniu și fiindcă n-ai cum să le știi pe toate, frate, că suntem oameni, în momentul în care domnul profesor mi-a dat întrebările, pe parcursul emisiunii am adresat acele întrebări pe care el mi le-a dat, dar doamna respectivă a considerat că sunt prostești. Iată deci că e mai bine câteodată să înțelegi niște lucruri și să stai în banca ta, să taci din gură și să nu faci niște comentarii care poate să se întoarcă exact împotriva ta. Când vrei să ridici un om, că este foarte, fac o mică paranteză acum, că îl ridici un om și spui că este un om de valoare și într-adevăr este un om de valoare și lasă-l să vorbească și de fapt ce faci, îi dai în cap în momentul în care spui că întrebările erau prostești, tocmai pentru faptul că el mi le scrisese și mi le-a trimis prin mail ca eu să îi le adresez. În altă ordine de idei, vreau să spun faptul că ceea ce ai tu ca dar și ai menirea ta să faci oamenii să fie, să se cunoască, să cunoască ceea ce tu vrei să dai mai departe, este și acel ceva de acceptare. Ioana, fac emisiuni de 14 ani aproape. Mai am puțin și fac 14 ani. În acești 14 ani am avut sute de invitați și nu exagerez. Dacă intri pe YouTube pe Viață în Armonie, ai să vezi fiecare om care se înscrie acolo, observă ce se întâmplă în această perioadă de timp, câți oameni au venit. Fiecare poate să-și aleagă din invitații pe care i-am eu,
calea respectivă pe care o alege. Eu acum astăzi am adus-o pe Ioana pe internet. E pentru dumneavoastră. Dacă vă place ceea ce spune ea, alegeți. Dacă nu, nu este obligatoriu. Nimic nu trebuie. Ioana a spus că dacă trebuie, e obligatoriu. Din punctul ăsta de vedere, nu este obligatoriu. Dacă vreți, alegeți. Dacă nu, nu. Aveți de unde alege. Așa că, Ioana, te rog, pentru că mai sunt 15 minute din emisiunea asta, să concluzionezi tu, că spuneai că vrei să spui ceva foarte important din notițele tale alea. Scuze, da. Alegeți pe cine rezonează cu voi ca suflet. Deci asta, mulțumesc, Gina. Așa este. Toți cei care venim în emisiuni, nu venim ca să ne alegeți pe noi, ci venim să vă dăm și să vă arătăm că există o altă cale. Alegerea este la voi, dragilor, și alegeți. Am să fac așa un rezumat, pentru că le aveam, de obicei iau notițe, dar acum am să le citesc puțin ca să înțelegeți. Deci, o luăm pe rând. Ca să faci o schimbare, te programezi pentru o nouă viață. Deci, mentalul. Hai să lucrează. Deci, ăsta e începutul, mentalul. Să fii responsabil de viața ta și de alegerile pe care le faci, pentru că nimeni nu este vinovat de viața noastră și de alegerile pe care noi le-am făcut decât noi înșine. Da? Atunci când ești într-un impas, nu uita că totul este posibil. Adică mai există nu o șansă, sunt mai multe șanse. Universul sau multiversul este infinit, posibilitățile sunt infinite. Puneți în practică. Puneți în practică, nu cereți ca și când a stat la cerșit, dăm Doamne, dăm Doamne, dăm Doamne, nu. Spune mulțumesc Doamne pentru sănătate, chiar dacă eu văd în fizicul meu că nu există. Îți mulțumesc pentru asta, pentru că este de fapt o experiență pe care ți-o dă Dumnezeu ca să... Dumnezeu. O experiență prin care trebuie să treci, deci nu punem pe Dumnezeu aici să-L găsim vinovat, că nu. Îmi retrag cuvintele. Sunt experiențele create tot de mintea noastră ca să ne întărească. Vizualizează ceea ce dorești. Deci ce dorești, să-l vizualizezi, să-l simți, să-l auzi, că deja este împlinit. Da? Folosește legea atracției într-un mod conștient, pentru că mereu o folosim într-un mod inconștient. Tot ce crezi, creezi. Fii constant și fidel visului tău. Ceea ce dorești nu se întâmplă acum și aici imediat. Deci tu îl creezi în acest moment, dar se materializează în timp. Deci fii fidel. Eliberează-te de paradigmele credințelor limitative pe care le avem, pentru că le avem de când ne-am născut. Și nu uita, gândurile îți creează viața. Abandonează zidul plângerilor. Nu pot, nu am, nu știu și așa mai departe. Aveți, dragilor, în mâna dumneavoastră aveți totul. Da? Deci aveți la dispoziție absolut tot. Alegerea vă aparține, asta spun eu, la fiecare mesaj sau postare pe care o pun. Alegerea îți aparține. Hei, Ioana, este... În timp ce vorbeai, mă gândeam, pentru că noi am accesat puțin mai devreme un punctuleț pe I, acolo unde este foarte important și dureros, la educația muncii. Și mă gândeam pe că ceea ce spuneai tu, Doamne, cum poți să-i spui lui nenea Ion de la Cucâldăi din deal, nu știu, dau, care nu știe decât să stea la, se trezește, se duce la crâșmă sau cum se cheamă acolo, mă rog, bodega din sat, copiii sunt acasă, n-au ce mânca, dar el știe să se ducă acolo, să-și facă plinul cu alcool și să se întoarcă înapoi acasă. Acolo, în acel mediu, și din păcate este un număr din ce în ce mai mare de oameni care se întâmplă în România acest lucru, și mă gândesc, apropo de lucrul ăsta, și mă gândeam, când se uită la televizor și vede ce vede, automat tot ceea ce vede se întoarce împotriva ceea ce vorbim noi acum. Și iată că așa cum Iisus spune, unde sunt doi sau trei și se roagă în numele meu, acolo voi fi și eu, așa ei când se unesc acolo creează acel egregor și acel,
o multitudine de gânduri negative care se ridică și cu care noi care suntem pozitiv și care încercăm să facem lucrurile să meargă și să gândim pozitiv și să fie bine pentru toată lumea, noi de fapt acolo ne lovim unii de alții, gândurile noastre, egregorul pozitiv cu egregorul negativ. Și vezi tu, cu cât este, și bănuiesc că îmi dai dreptate, cu cât este mai mare masa oamenilor care gândesc negativ, cu atât ne este nouă mai greu ca să putem să ridicăm vălul ăsta negru de pe mințile oamenilor. Aici aș vrea să te întreb cum am putea proceda, pentru că nu poți lucra direct cu omul respectiv, pentru că sunt sute de oameni care fac lucrul acesta. Cum putem să ne ajutăm noi pe noi, pentru că eu îl ajut pe el și mă ajut și pe mine în același timp, dacă vreau să-l ridic? Da, ai dreptate, pentru că egregorul este foarte mare, cel de informații negative, pentru că asta se dorește, ca oamenii să nu mai vadă lumina și puterea care creatoare din el. Și atunci una dintre soluții este următoarea: când este un caz special sau chiar și pentru o comună, pentru un sat, ne întâlnim mai mulți și se creează aceste egregori de lumină ca intenție, da? Și transmitem, pentru că puterea minții și a vibrației este iubirea. Este iubirea. Noi prin iubire transmitem mai departe iubire. Dar asta înseamnă ca noi să credem. Dacă eu cred lucrul ăsta, eu pot să transmit mai departe. Și atunci, asta le spun și fetelor și celor care lucrează cu mine, care vin în programele mele și le spun, vreau să formez, deci asta este ideea mea, să formez câteva persoane care chiar să simtă cu adevărat și să înțeleagă puterea care este în noi, să putem ajuta pe ceilalți. Pentru că altfel nu putem. Trebuie să ne eliberăm de egoism. Nu mai e necesar să fim egoiști, că ăsta e al meu și eu lui lasă să ia cum era odată, să-i moară capra vecinului, ca mie să-mi fie bine. Nu. Când vezi pe cineva într-o stare așa, tu cu mintea ta și cu emoția și cu sentimentul pe care îl creezi, poți să transmiți vizual, așa cum spuneam și în emisiune, binele celuilalt. Dacă e vorba despre o comunitate, asta înseamnă să ne strângem mai mulți la un loc, adică 4, 5, 10 persoane, să creăm aceeași vibrație, să transmitem mai departe. Sunt foarte multe lucruri de vorbit despre asta, de aceea timpul este foarte scurt și am dat decât puțin ca idee. Nu că nu vreau să spun, ci e timpul atât de scurt, sunt multe de vorbit despre. Nu e, important este că la intenția contează și că ne-am propus ca să discutăm despre lucrurile astea. Vor mai fi și alte emisiuni, bănuiesc, chiar așa la nivelul online-ului, dacă nu putem altfel să ne vedem. Dar am început să ne obișnuim acum, până la urmă cam asta se vrea, să comunicăm cât mai puțin față în față și cât mai mult prin intermediul online-ului. Dar nu vor cai când vor câinii, asta știm. Iar în altă ordine de idei, aș vrea să-l spui telespectatorilor noștri unde poți tu fi găsită și, pentru că mai sunt 5 minute, ai putea să mai spui eventual ce modalitate ai tu de dezvoltare personală a celor care vor să vină către tine. Da, pe mine mă pot găsi pe Facebook, Ioana Negrilă Preguț, numele întreg, sau am o pagină creată, Calea către Suflet. Grupul este privat și se găsește mai greu, dar dacă merge în Calea către Suflet și lasă mesaj sau la pagina mea de Facebook, să-mi lase pe Messenger. Și vreau să spun altceva. Deci în programele pe care eu le fac, nu le fac cu oamenii forțați. Cei care vin și se întâlnesc cu mine, tot timpul le dau o întâlnire gratuită de o oră, o oră jumate sau două ore, pe care nu știu cât să o fac, de la 1 la 1, nu la grup, nu vorbesc despre grupuri când fac webinaruri de grup, ci 1 la 1, ca omul să spună omul ce are, ce probleme are și atunci, dacă consideră că rezonează cu mine, poate să continue mai departe. Deci,
Pe Facebook, dar nu știu dacă se poate lăsa număr de telefon. Dar probabil că acolo ai număr de telefon pe Facebook sau deci unde poți. Da, prin mesaj și... Sau pe Messenger eventual, dacă... Perfect. Da. Ioana, e foarte important că trăim anumite momente acum, trece și planeta printr-o anumită energie. De fapt, dacă stăm și ne uităm, cam tot ce se întâmplă în jurul nostru, cam toate planetele au anumite schimbări, apar, dispar, mă rog, se întâmplă lucruri. Vedem ce se întâmplă pe Pământ, cu Pământul. Nu știu, se aude ceva un fâșuit de la tine, este? Nu-i de la tine. Fâșuit la mine nu se aude. Deci, pe mine mă interesa dacă poți să ne spui ca și planetă. Cum putem noi să trecem mai ușor peste anumite perioade pe care le trăim și ne simțim rău fizic? Nu te-am înțeles, mai repet o dată, că se aude un s-aude, și... s-aude, asta am spus și eu că deci se aude. Cum putem noi ca să trecem? Să trecem peste această perioadă, în energetic vorbind, trecem printr-o perioadă, dar noi ne simțim rău fizic. De singura sursă, singura, eu cred că singura, una dintre soluțiile pe care le avem la îndemâna noastră este meditația. Să trecem prin tot ce este, pentru că nu putem să stărim peste, ci tot ce vine se întâmplă. Tot ce vine în univers vine pentru binele nostru suprem. Deci trecem, observăm, conștientizăm, acceptăm și avem soluții. Avem soluții să medităm, să intrăm în meditație, deși mintea sare continuu ca o maimuță și nu ne lasă pentru că avem de făcut și avem de făcut. Nu, e timpul să ne oprim, să punem stop, să ne interiorizăm, să ne observăm, să mulțumim și să mergem mai departe, să acceptăm absolut tot ce vine. Pentru că nu e nimic definitiv, totul e în transformare. Nu este nimic definitiv, orice problemă are soluții și soluțiile se găsesc, iar eu pot să spun în felul ăsta, așa îmi gândesc eu, Dumnezeu are soluție pentru orice. Corect. Și atunci, de ce ne facem gânduri? De ce să ne facem probleme? Haideți să începem orice moment în viața noastră mulțumind. Cred că este cel mai minunat lucru care îl putem face. Uite, așa fac eu acum. Mulțumesc, Ioana, pentru că ai acceptat să facem o emisiune împreună și să ne aduci aminte de lucruri pe care trebuie să le facem. Da, e musai să le faci. Obligatoriu. Aici intervine trebuie. Deci asta e obligatoriu, transformarea e obligatorie. Vrem, nu vrem, ne transformăm. Îți mulțumesc și eu pentru invitație, chiar dacă poate că am sărit dintr-un subiect în celălalt, în altul și așa mai departe, s-au dezvoltat ceva așa frumos și îți mulțumesc cu recunoștință pentru tot, te iubesc, ești o scânteie divină, ești lumină pentru oameni și aduci lumină în sufletele oamenilor. Îți mulțumesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Mulțumesc și eu, Ioana, cu toată recunoștința mea pentru că ești prezentă în emisiunea noastră, pentru toate gândurile bune. Mulțumesc tuturor telespectatorilor și prietenilor care ne urmăresc și pe internet și oriunde, cei care sunt prieteni virtuali și nu numai pe paginile de Facebook. Și vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost și sunteți alături de mine în momentele mele frumoase și poate și cele care n-au fost atât de frumoase ați fost lângă mine. Eu vă doresc din tot sufletul să aveți parte de multă pace, de iubire, de credință adevărată și în mod special de luciditate. Nu uitați că Dumnezeu ne iubește în egală măsură pe toți și soarele răsare peste toți și peste cei buni și peste cei mai puțin buni. Și nu uitați că această emisiune este făcută în numele Sfintei Treimi și mulțumesc lui Dumnezeu că îngăduie să facem aceste emisiuni pentru dumneavoastră, dragilor. Să aveți weekend minunat, să fiți fericiți, iubiți și să vă simțiți bine, să vă simțiți bine dumneavoastră cu dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă iubesc. La revedere!